Arina mergea prin parcul însorit. Era octombrie, dar natura îi încânta pe locuitorii orașului cu zile calde. În aer încă pluteau fluturi colorați. O frumusețe! O compensație pentru luna iunie, care a fost rece. Arina mergea și se bucura de priveliștile din jur. Nimic special, doar un parc vechi, cu arțari înalți de-o parte și de alta, o alee largă de asfalt, leagăne și tobogane pe locuri special amenajate, bănci confortabile cu spătare vechi, curbate. Toate acestea erau aici de mult timp, aproape nimic nu se schimbase de când Arina era mică și venea în acest oraș regional din micul ei oraș cu mătușa ei. Întreacât. Acum fata a ales în mod special drumul prin parc. Arina a ajuns la o bancă și s-a așezat. Soarele strălucea puternic și o încălzea. Arina și-a închis ochii și a inspirat adânc aerul curat. Era atât de liniștită și de calmă în parc. Doar zgomotul frunzelor care foșneau în vânt putea fi auzit. Arina și-a deschis ochii și s-a uitat în jur. Oamenii se plimbau pe alee, copiii se jucau pe leagăne și tobogane. Arina se simțea bine în parc. Era ca și cum s-ar fi întors în copilărie. Arina a stat pe bancă câteva minute, apoi s-a ridicat și a continuat drumul. Era timpul să ajungă la destinație. Dar nu va uita niciodată acest moment de liniște și pace în parc. Acest loc, din anumite motive, a fost întotdeauna asociat cu ceva bun pentru ea. Aici, chiar și respirația era mai ușoară și se credea în un viitor minunat și fericit. În acest moment, în burtica Arinei, o mică călcâiță de copil s-a împins ușor. Inima fetei a fost inundată de tandrețe și premoniția unui miracol. Asta este fica ei. Se dă de știre. Arina știe deja sigur că va avea o fată. Medicii au spus, incredibil. Fata încă nu putea să creadă că va deveni mamă. Atât de multe emoții provoca acest fapt, atât de multe gânduri, dar și griși au fost prezente. Nu a fost teamă de naștere. Arina nu se temea, deși odată, când a stat la pat pentru a se recupera în compania unor mame tinere neexperimentate ca ea, dintr-o dată a înțeles cu surprindere că toți ei sunt foarte speriați de procesul în sine. Nu, Arina avea probleme mai serioase, unde să trăiască, cu ce să hrănească copilul. Aflând despre sarcina ei, fata a început imediat să economisească o parte din salariu, dar acestea erau niște bănuți care nu ar fi salvat cu siguranță. Lucrurile necesare pentru copil sunt mult mai scumpe. Și totuși, decizia a venit de la sine, cum ar fi din exterior, că este bine, pentru că bebelușul care acum a început să se împingă activ în burte are doar ea, Arina, iar Arina nu are deloc pe nimeni. Iată cum s-a întâmplat ca la vârsta de 20 de ani să se găsească pe stradă cu un buric uriaș și economii mici, care nu ar fi suficiente nici măcar pentru a plăti chiria timp de trei luni. Arina a fost crescută de mătușa Galina, sora mamei ei. Mama însă și Arina nu o cunoștea, a murit în timpul nașterii, ceva acolo, medicii au făcut o greșeală, acesta este deja cuvântul mătușei Gali, ea îl folosește adesea atunci când povestește despre cum a ajuns Arina pe gâtul ei. Arina din copilărie s-a simțit exact ca o povară pentru mătușa Galina, care îi reaminti mereu nepoate ei că face o faptă mare. Trage fiica surorii moarte și a asigurat-o că este o povară incredibil de grea, fără a se îngrijora de faptul că copilului este foarte neplăcut să se simtă ca o povară și un bolovan de pe gât. Dar în schimb, Arina a avut întotdeauna o pat, o bucată de pâine, haine simple, dar curate și noi. În momentul în care la mătușa Galina s-a născut primul copil, adorabilul bebeluș Constantin. Arineia abia împlinise 12 ani, a fost imediat făcută boneță fără remușcări. Uneori, mătușa Galina nici măcar nu o lăsa pe nepoată la școală. Dacă noua mamă avea nevoie să plece în acest moment pentru afaceri, Arina stătea cu Constantin, fata nu se opunea, chiar îi plăcea să se joace cu bebelușul, dar din cauza absențelor frecvente, ea a căzut în spate la școală, era tot mai greu să țină pasul cu colegii de clasă. Odată, Arina și-a împărtășit temerile cu mătușa Galina, de drumul, a scuturat femeia, nouă clase fără note de doi. Așa că vei termina pe abilitățile tale naturale, va fi suficient pentru a intra la colegiu, iar acolo, dacă vrei, vei termina facultatea la distanță. Nimeni nu îți va sta în cale, doar mai întâi trebuie să ai o profesie, ca să poți câștiga o pâine. Nu vei sta pe gâtul meu pentru totdeauna. Pentru că ești atât de mult cu copilul, așa că crede-mă, aceste abilități îți vor fi mult mai utile în viață decât istoria și geografia și ce alte argumente ale mătușii păreau arinei destul de rezonabile și logice, dar totuși ea voia să fie ca alte fete să meargă la școală seara, să se plimbe în curte, să participe la cercuri și secții. Arina se gândea adesea la cum ar fi fost viața ei dacă mama ei ar fi rămas în viață. În același timp, inima îi strângea o oarecare tristețe neînțeleasă, de parcă fata ar fi tânjit după mamă, dar asta este imposibil, probabil, ea nu o cunoștea deloc. Cum poți stângi după o persoană care nici măcar nu a avut timp să te susțină în brațe sau să-ți cânte o melodie de leagăn? Arina o întreba adesea pe mătușa Galina despre cum era mama ei. Da, ea era fericită să împărtășească unele detalii. Dintre toate amintirile lor comune, îi plăcea să-și amintească că Vera era întotdeauna așa, gânditoare, naivă, nu din lumea aceasta. În general, spunea mătușa, era bună, mereu se oferea să ajute, chiar și în detrimentul ei. De câte ori am certat-o, deși eram cu aproape trei ani mai mare, iar Vera tot zâmbia. Mătușa, desigur, îi arăta Arinei fotografii ale mamei sale, inclusiv copilăria. Și fata adultă încerca să găsească asemănări între ea și această femeie iubită, dar necunoscută, dar nu a reușit cu toată dorința. Vera era scundă, plăcut de plinuță, ca mătușa Galina, părul blond, ochii albaștri, o adevărată frumusețe rusească. Însă și Arina era o reprezentantă a unei alte rase, înaltă, zveltă până la milă, cum spunea mătușa, brunetă, cu părul negru și ochii negri. De la țigante a născut Vera, ce? Întreba uneori gânditoare mătușa Galina, privindu-și nepoata. La noi nu au fost niciodată astfel de negri. Până la acel moment, Arina știa deja că nu se știe nimic despre tatăl ei. Vera ținea cu încăpățânare secretul, dar, așa cum asigura mătușa Galina, acolo a fost o dragoste cum nemuritoare, doar că s-a terminat prea repede. Deci, fetele Galina și Vera trăiau cu părinții lor în sat, când Vera i-au împlinit 20 de ani, iar Gali, respectiv, 17. Mama lor a murit la șase luni, iar tatăl lor a plecat după ea. Nimeni nu a fost surprins de asta, totuși. În cele din urmă, părinții lor erau deja în vârstă și aveau probleme de sănătate din cauza vârstei. În plus, ei trecuseră printr-o tragedie, care îi afectase, desigur. Fetele au apărut în familie târziu. În timp ce colegii lor de vârstă ai părinților lor deja nășteau nepoți, fetele erau încă mici. Motivul era trist, Vera și Galina aveau un frate mai mare, Fedor, un tânăr frumos și inteligent care a ales o carieră militară. Părinții lor l-au crescut pe fiul lor și au considerat că misiunea lor a fost îndeplinită. Erau mândri de succesele singurului lor moștenitor și așteptau cu nerăbdare momentul în care Fedor va decide să se căsătorească și să-i umple de nepoți. Dar nu s-a întâmplat așa. Fedora a murit în serviciul unei țări străine, unde de mulți ani se ducea o război continuu. El însuși a ales o carieră militară și era perfect conștient de toate riscurile asociate cu o astfel de muncă. Părinții săi păreau să înțeleagă, de asemenea, totul, dar, desigur, vestea morții sale a fost pentru ei un șoc și o tragedie uriașă. Acum nu mai aveau nimic de așteptat. Nu mai aveau de ce să viseze. Amândoi aveau aproape 50 de ani, aveau încă câțiva ani de viață activă în față, iar apoi o bătrânețe singuratică și rece. Dar soarta, se pare, avea propriile sale planuri pentru ei. Un an mai târziu, după tragedie, Vera s-a născut. Părinții ei au avut parcă o nouă suflare de viață. Erau îndrăgostiți de fetița lor. Fata a devenit pentru ei un miracol, un strop de lumină într-un regat întunecat. El le-a umplut viața de lumină și sens. Ei au iubit-o mereu mai mult pe Vera, repeta adesea mătușa Galina, iar în vocea ei se auzea și o rană. Se părea că era pe fiul lor, pe Fedor, atât ca înfățișare, cât și ca caracter. Era la fel de bună, grijulie, dornică să ajute pe toată lumea. Iar pe mine nu m-au mai vrut. Eu am fost o întâmplare, așa că și relația cu mine a fost corespunzătoare conform spuselor mătușii Galina, ea primea doar bucăți de căldură părintească, pe Vera, mama și tatăl o adorau, o priveau cu afecțiune și dragoste. Galina era deja constant certată, corectată și învățată. Cunoscând caracterul mătușii Galina, Arina presupunea că aceasta exagerează și se victimizează din nou. Și iată că am rămas singure, Vera și eu. La momentul respectiv, ea tocmai terminase colegiul de croitoreasă și se întorsese în sat. Aveam un mare magazin de cusut acolo. Așa că nu a existat nicio problemă cu angajarea. Eu, în locul ei, aș fi rămas în oraș, desigur, dar ea era atât de atașată de părinți, încât nu-i putea lăsa și voia să mă ajute și pe mine. Eu eram un adolescent dificil, așa cum credeau toți. M-au dat afară din colegiu pentru că lipseam de la cursuri, dar m-am distrat în oraș în timpul meu, la fel ca oricine altcineva. Tinerețe, lipsă de învățătură. Părinții și vecinii toți spuneau că voi aduce un copil în pântece de vreme, dar s-a dovedit altfel. L-a adus cea pe care nu o așteptau. Adevărul este că părinții nu au aflat asta. Acum sora mai mare a preluat tute la celei mai mici, altfel Galina ar fi fost dusă la orfelinat. Fetele au învățat să trăiască din nou, au stabilit propriile reguli și au distribuit sarcinile, acum erau pe cont propriu. Sora mai mare a convins-o pe Vera să se mute în oraș în anul următor. De ce să rămânem în sat? Ce avem de făcut aici? Se întreba uneori mătușa Galina. Arina înclina întotdeauna afirmativ din cap. Surorile au vândut casa și au cumpărat o mică garsonieră într-un oraș mic din provincie. Nu era un oraș mare, ca cu parcuri și scoaruri aglomerate, mari centre comerciale, muzee și teatre, dar nici nu era satul lor pierdut, unde pe drumuri se găseau excrement de vacă. În oraș, surorile aveau mult mai multe oportunități de dezvoltare și o viață activă și plină de satisfacții. Astfel, fetele s-au mutat în apartamentul cu două camere în care Arina crescuse. Tatăia Galina lucra ca o spătăriță la un bar. Pleca la serviciu seara târziu și se întorcea acasă dimineața de vreme. Așa că tura cu copilul mic a fost întotdeauna pe umeri Arinei, deoarece Constantin era copilul pentru Galina, un copil nelegitim, la fel ca și Arina. Galina însă și nu putea spune cu certitudine cine era tatăl său. Fetele aveau probleme cu trezirile nocturne cu copilul. Arina nu se odihnea suficient și apoi, la școală, nu putea să stea trează în timpul orelor. Nu este de mirare că fata învăța cu greu, nu putea să memoreze nici măcar formulele istorice. Iar fi plăcut să se odihnească măcar puțin. De câteva ori, Arina a dormit chiar și în timpul orelor, pentru care a primit miustrări de la profesori și bat jocuri de la colegi. Dar Arina înțelegea nu avea ce să facă. Tatăia Galina câștiga relativ bine, așa că nu aveau nevoie de mâncare și îmbrăcăminte. Așa că Arina o ajuta pe măsura posibilităților sale pe persoana care o crescuse și care îi amintea adesea de asta. Arina știa că tatăia Galina avea desadmiratori. Era tânără, frumoasă și veselă. Nu este de mirare că, cel mai probabil, Galina își făcea cunoștințe în același bar. Femeia se ducea la întâlniri cu ușurință, lăsând copilul pe mâinile unei bone gratuite. Adevărul este că trebuie să-i dai dreptate în casă la copii, ea nu și-a ducea niciodată admiratorii. Întâlnirile aveau loc în afara casei. Constantin a fost un produs secundar al unor astfel de relații. După câțiva ani de la nașterea primului copil, mătușa Galina a anunțat-o din nou pe nepoată că va avea un nou copil e prea târziu să fac avort, ofta mătușa Galina, dar ce necaz, ce ghinion. Constantin este încă mic, iar acum vine un alt copil, iar tatăl lui, un bou, a dispărut în neant de îndată ce a aflat de problemă. Arinei nu-i plăcea că Galina numea copilul nenăscut o problemă. Ea se uita la Constantin, un bebeluș pufos și cu o climpezi. Da, nu era ușor să-l crești, dar nu era o problemă. Era un miracol și un dar al sorții. La vremea potrivită, în apartamentul mic a apărut Milana, iar apoi, după un an, și Alisa. Niciunul dintre acești copii nu avea tată. E o treabă de familie. La fel ca și la mama ta, probabil. Zâmb Galina, legănând în brațe un alt pachet. Arinei nu plăcea că mătușa ei compara stilul ei de viață cu cel al mamei sale. Galina însă și spunea că Vera a avut o dragoste incredibilă. Acolo era probabil o poveste complet diferită și Arina nu era un produs întâmplător al unor relații fără obligații cu un necunoscut din bar. Mătușa Galina nu își putea permite să stea în concediu de maternitate și se întorcea la muncă în bar la două luni după naștere. Copiii rămâneau în grija Arinei, care a renunțat complet la școală. Profesorii îi dădeau fetei note slabe, treiuri pentru efort și merite trecute, dar și așa era greu pentru ea să învețe probabil că nimeni nu a vrut să intervină. Era hrănită, îmbrăcată. Ce altceva mai voia? Cu copii era greu, dar suportabil. Acum și Constantin crescuse și devenise un adevărat ajutor pentru Arina. Îi aducea un scutec, o schimba pe sora lui care urla, o legăna și le cânta o melodie. La vârsta de patru ani, învățase chiar să gătească terci din cutii pentru nou născuți. Se părea că bebelușul înțelege cât de greu era micuței sale verișoare să se descurce cu copiii și încerca să-i ușureze munca cât putea. Era incredibil de emoționant. Arina s-a obișnuit în felul ei cu o astfel de viață, dar apoi în apartamente a apărut Max. Mătușa Galina l-a adus și, puțin stânjenită, a anunțat că acest om va locui acum acolo. Unde? A vrut să clarifice Arina. În apartament erau doar două camere, una pentru copii, cealaltă pentru Arina și mătușă ei. S-a dovedit că Galina deja și-a făcut planurile. Arina se mută să locuiască în bucătărie. Nu te îngrijora, o liniști mătușa pe nepoată, am găsit deja un colțar pentru tine, îl vei desface noaptea și vei dormi liniștită. Max era cu cinci ani mai tânăr decât mătușa Galina. Era aparent drăguț, dar arăta obosit și uzat nu părea un om de încredere și stabil. Un pic mai târziu, Arina a înțeles ce era în neregulă. Max era un alcoolic. Acum, fata se simțea ca un străin în apartamentul pe care îl considerase casă. Ziua era încă tolerabilă. Max lucra de la ora 9 la ora 18 pe șantier. Dar seara și mai ales noaptea, când mătușa Galina era la serviciu, Arina făcea tot posibilul să evite chiar și întâlnirile întâmplătoare cu Max. Dar într-o garsonieră era aproape imposibil. Arinei nu-i plăcea cum o privea Max, cu atenție și interes. Băiatul o tot glumea, se așeza prea aproape de ea și uneori chiar o îmbrățișa. Toate acestea erau foarte neplăcute. Într-o noapte, când Galina era la serviciu, Max a venit de undeva beat. Acest lucru se întâmpla destul de des. Văzând-o pe Arina, el a zâmbit și s-a îndreptat hotărât spre ea. Fata s-a ferit, crezând că el doar vrea să bea apă sau ceva de mâncare. Dar băiatul a prins-o pe Arina, a strâns-o puternic în brațe, răspândind mirosul de transpirație și alcool. Arina a împins cu putere pe Max. Ce te faci, te dai în spectacol? A întrebat el. Nu ești mică, Galina nu e acasă, copiii nu vor înțelege nimic. Arina s-a închis în camera cu copii și nu a ieșit de acolo până dimineața. Max a bătut de câteva ori la ușă, chiar și pare că s-a cerut scuze, apoi a dormit. Din camera alăturată se auzea sforetul lui puternic. Dar Arina nu a putut închide ochii până dimineața. Nu se putea gândi la nimic altceva decât la ce se întâmplase. Dimineața, când Max a plecat la serviciu, Arina i-a povestit totul mătușii sale. Fata spera că teta o va susține, va găsi o soluție. Dar aceasta s-a enervat. Crezi că nu am observat cum te legi după el. A strigat Galina. Îi faci ochi, te umblă în șorturi scurte, te legi după el. El este un bărbat, totuși. Nu mă așteptam la așa ceva de la tine. Te-am crescut, nu te-am dat la orfelinat, iar tu. Galina a acuzat-o pe nepoată. Relațiile cu teta s-au deteriorat definitiv. Arina înțelegea că nu mai poate rămâne în aceeași casă cu Max și Galina. Trebuia să plece urgent. Copiii, desigur, erau de părere, dar nimic. Se vor descurca cumva. Oricum, vor angaja o bonă. În cele din urmă, Arina, de propria ei voință, s-a întors la orfelinat. Avea aproape 16 ani, iar absolvirea era în curând. Din casă, fata a luat doar câteva haine, câteva fotografii ale mamei și un inel, un inel frumos din metal alb cu pietricele de sticlă, pe care Galina îl considera o fleac. Tanti povestea că îi l-a dăruit verei bărbatul în care era îndrăgostită, probabil chiar tatăl Arinei, așa că inelul avea pentru fată o valoare deosebită. I-a păstrat sub pernă într-o cutie cu alte comori, o jucărie dezangănit pe care i-o cumpărase mama ei chiar înainte de naștere, și o scrisoare a mamei pentru copilul viitor. Adică pentru ea. Scrisoarea asta Galina i-a dat o nepoatei când a împlinit 12 ani. Se credea că înainte de asta, fetița pur și simplu nu va înțelege importanța mesajului. Singura veste de la mama ei biologică. Iată că Vera a scris o notă copilului ei când încă era însărcinată, de parcă ar fi intuit o nenorocire. Arina a citit scrisoarea de multe ori și o știa pe de rost. În ea, mama vorbea despre cât de mult se bucură că va avea în curând o fiică sau un fiu și cât de mult deja îl iubește pe acel copil, împărtășea speranțele sale ca copilul să fie sănătos, fericit și, cel mai important, bun cu cei din jur. Un mesaj cald, plin de dragoste și tandrețe pentru micuț. Probabil că mama a fost o persoană foarte plăcută și bună. În orfelinat, Arinei a plăcut în general. Aici a primit o profesie, a învățat să fie croitoreasă, la fel ca mama ei. În sfârșit, fata putea să învețe normal, nu mai trebuia să se ocupe de copiii mici, Constantin, Milana și Alisa. Desigur, erau incredibil de drăguți, Arina îi ducea dorul, mai ales lui Constantin, cu care avusese timp să se lege de o relație prietenoasă și caldă. Dar doar acum Marina a înțeles cât de greu era să aibă grijă de trei copii mici. Tanti Galina o vizita uneori pe nepoată. Ea și Max se căsătoriseră și așteptau un copil. Comunicarea dintre mătușă și nepoată devenise formală. Niciuna dintre ele nu-și amintea ce s-a întâmplat, vorbeau despre subiecte generale, își împărtășeau veștile și planurile. Și iată că chiar înainte de absolvirea din orfelinat, cu o zi înainte de împlinirea a 18 ani a Arinei, Galina a venit din nou la orfelinat. Bună ziua, nepoată! Să te gândești doar că ai devenit deja o femeie în toată firea. În curând vei împlini vârsta majoratului. O să sărbătorești! Da, vom sărbători. Timpul zboară, a fost de acord Arina. Unde te duci după absolvire? Nu știu, nu m-am gândit încă, a recunoscut Arina. Trebuie să te gândești, a clătinat din cap mătușa. La noi nu te poți întoarce. Ești de acord, eu garsonieră mică, patru copii, eu sunt în concediu de maternitate, Max lucrează de dimineața până seara. E un gălăgie, un haos, ca un tabără de țigani. Nu avem loc pentru tine. Nu mă gândeam să mă întorc, a răspuns Arina cu grabă. Să văd din nou pe Max, să devin din nou o bună gratuită, să depind de mătușa mea. Nu, nu am planificat așa ceva. Ei bine, asta e bine, a zâmbit Galina, ușurată. Nu te supăra, dar ce să facem, așa s-a întâmplat. Viața e așa, după absolvire, Arina a plecat într-un oraș mare, în Nuvelsk. O educatoare din orfelinat a ajutat-o să închirieze un apartament acolo, un apartament mic, cu o cameră, la periferia orașului, dar totuși al ei, separat. Arina avea bani pentru un timp. În cei doi ani petrecuți în orfelinat, pe contul ei s-a acumulat o sumă decentă, suficientă pentru o chirie anuală. Abia la absolvire, Arina a aflat că nu a fost o povară pentru mătușa ei tot timpul. Galina, în calitate de tutore, a primit plăți pentru pierderea susținătorului pentru nepoată. În timp ce fata se afla în grija statului, aceste prestații au fost transferate în contul ei personal, așa că până la vârsta de 18 ani, Arina a devenit posesoarea unei mici averi. Fata a găsit rapid de lucru, s-a angajat ca croitoreasă într-unul dintre numeroasele ateliere din Nuvelsk. Salariul era destul de decent, iar Arinei, care nu era răsfățată, îi ajungea pentru viață. Arina se simțea cu adevărat fericită. Avea un apartament separat, un loc de muncă interesant și mult timp liber pentru a face ceea ce îi plăcea, să se uite la televizor, să citească cărți interesante, să meargă la plimbare. În sfârșit, Arina a avut prieteni. Înainte de asta, nu avea timp pentru prietenie și plimbări a trebuit să se ocupe tot timpul de copiii mătușii sale, iar acum fata avea atât de mulți noi și plăcuți cunoscuți, cu care era atât de interesant să petreci timp. Atât printre vecini, cât și printre colegi, Arina s-a apropiat mai ales de o altă croitoreasă din atelier. Fata era puțin mai mare decât ea însă și. Ludmila locuia cu părinții ei, care beiau mult. Adesea în apartamentul lor se organizau petreceri nocturne. Arina înțelegea perfect cât de greu este atunci când nu poți să te relaxezi și să te simți în siguranță în propria ta casă. De aceea, ușile apartamentului ei erau mereu deschise pentru Ludmila. Chiar nu trebuia să explice nimic. Ludmila apărea pur și simplu la doi dimineața. Prietena ei înțelegea imediat totul și pregătea un pat dublu în sufragerie. Oh, Ludmila, probabil că ești singura persoană care m-a susținut în iunie, a spus Arina într-o zi. O să depășim această situație, a spus Ludmila, îmbrățișând-o pe prietenă. Sunt alături de tine, nu-ți fie teamă. Arina nu a plâns atunci, Ludmila va fi alături, este minunat, dar ea este o fată la fel de neprotejată și fragilă ca și Arina. Cu ce o va ajuta Ludmila? Deci, participarea prietenoasă, sprijinul moral, desigur, nu trebuie subestimat. Dar totuși, Arina va trebui să fie puternică acum. Parcul pe care îl iubea atât de mult Arina s-a terminat, acum drumul ei mergea de-a lungul noilor clădiri înalte. Clădiri de oameni, așa le numea Ludmila. Arinei nu-i plăceau aceste cartiere. Erau prea neîncăpătoare și aglomerate. Oamenii erau mereu în grabă și vânturile aici, din anumite motive, bântuiau constant, vânturi pătrunzătoare. Dar astăzi fetei îi plăcea să treacă pe lângă terenurile de joacă din curți. Erau atât de mulți bebeluși, erau atât de amuzanți, atât de drăguți în hainele lor strălucitoare. În spatele copiilor, bălânți, dar fericiți, veghează mamele. Aveau aici întregi comunități, vorbeau, râdeau, împărtășeau sfaturi. Arina va fi curând una dintre ele, de parcă în confirmarea gândurilor ei. Fica a împins din nou din interior. Ce-o fi seamănă cu mine sau cu el, cu Artiom? Arina s-a simțit foarte obosită, așa că s-a așezat să se odihnească pe o bancă într-unul dintre noile curți. Tinerele mame au atras imediat atenția asupra ei. O, și pe cine așteptați, o fetiță? Minunat, iar termenul este care, de ce, chiar în curând la maternitate, și așa nu ai zice că burtica este atât de îngrijită, ca o băiețel. Femeile au acceptat-o imediat pe Arina în compania lor, au început să vorbească în jurul ei. A fost plăcut. Cum o veți numi pe fica dumneavoastră? A întrebat una dintre ele. Vera, a răspuns fără intare Arina. Dar ce nume, acum este nepopular, dar va fi singură în grădiniță și la școală mai târziu. Arina a dat din cap. De mult a decis să-și numească fiica în onoarea mamei sale și nici măcar nu a luat în considerare alte opțiuni. La fel ca mama ei. Cândva, Arina a scris o scrisoare încă nenăscutului ei copil, se afla într-un sertar. Printre lucrurile pentru copii, deja pregătite cu dragoste de viitoarea mamă pentru bebeluș. La compania tinerilor părinți s-a apropiat un tip, înalt, zâmbitor, cu ochi buni, strălucitori dintr-o mulțime de copii, o fetiță s-a desprins imediat, șatenă, amuzantă, cu o privire atât de nevinovată. Avea aproximativ trei ani. Tată a strigat ea fericită și s-a agățat de bărbat, ca o maimuță, îmbrățișându-le cu brațele și picioarele. Tatăl fericit a luat-o pe copil în brațe, a sărutat-o pe obrașiul rotund și roșu. Bună, prințesa mea, cum te descurci, frumusețea mea, Fetița a început să ciripească ceva în limba ei de copil, grăbită, distorsionând cuvintele. Mama ei nu-și putea ascunde ușoara nemulțumire. Sonia, nu te pot înțelege deloc, dar tatăl, se pare, o înțelege perfect pe fică. Fetița și bărbatul se uitau unul la celălalt, fără să-și desprindă ochii și se bucurau clar de comunicare. Arina a oftat, s-a ridicat și a plecat mai departe. Avea încă multe de făcut. Această scenă idilică i-a amintit încă o dată de faptul că Veruța va crește fără tată. Nu va avea pe nimeni să-i strige, tată, tată să nu o numească prințesă și frumusețe să nu o protejeze de miustrările și cerințele mamei. Acest bărbat se uita cu atâta dragoste la fica sa, Sonia. Fata crește în brațele lui puternice și sigure, în spatele spatelui lui puternic și se simte iubită și protejată. Veruța Arinei va trebui să devină pentru ea și mamă și tată deodată. Este greu, desigur, dar așa cum îi place să repete Ludmila, vom trece. Mai bine niciun tată decât unul ca al meu, de exemplu, o asigura Ludmila. Vom crește noi fetița ta numai rău decât alții, vom face față și în general, acum sunt mulți părinți singuri, nu ca înainte. Arina înțelegea că prietena ei avea dreptate și totuși se simțea vinovată că Veruța va trebui să crească într-o familie incompletă și totul din cauza faptului că mama ei nepricepută nu știe să judece oamenii. Naivă proastă, pare să aibă dreptate Galina, parcă avem o karmă familială de genul ăsta. Mama mea m-a născut fără tată, mătușa Galina nici nu știa cine sunt tația trei dintre copiii mai mari. Acum, iată, și eu mă pregătesc să fac același lucru să devin mamă singură. Artiom au fost primele relații romantice ale Arinei. Și acum, probabil și ultimele, pentru că va avea un copil, toate puterile, toată atenția și tot timpul vor fi concentrate pe fică. Ce fel de întâlniri, bărbați și întâlniri? Arina își amintea perfect cum Constantin, Milana și Alisa își duceau dorul de mama lor când mătușa Galina se pierdea la serviciu sau alerga la întâlniri, lăsând copiii în grija nepoatei ei s-au cunoscut în august, Arina se grăbea acasă de la serviciu, obosită și flămândă. În acea zi au avut multe comenzi, 1 septembrie se apropia, părinții aduceau la atelier rochi, fuste și costume care trebuiau cu sute, cu sute, tirte. Croitoresele au muncit din zori până seara, practic nu ridicându-și capul, dar în schimb vor primi o salariu bun la sfârșitul lunii. Arina se bucura de asta. Banii nu sunt niciodată de prisos, Toamna se apropie, apoi iarna, trebuie să cumpăr ceva cald de îmbrăcăminte și să plătesc chiria pentru câteva luni în avans. Drumul fetei trecea pe lângă sala de banchete, unde adesea se organizau evenimente festive, nunți, aniversări, petreceri corporative. Și astăzi, din clădirea înaltă se auzea muzică înăbușită, iar pe verandă se adunau oameni în ținute festive. Râdeau vorbeau o imagine familiară când Arina trecea pe lângă verandă, a simțit că este privită cu atenție. Fata a făcut pe neobservată. S-a grăbit mai departe, se mai întâmplă uneori să fie admirată. Ludmila spune că Arina este o adevărată frumusețe și oftează mereu. În același timp, Ludmila însă și este plinuță. Mică, așa cum în opinia Arinei, arată foarte drăguț, dar Ludmila, se pare, a visat toată viața la parametrii de model. Deci, fata a trecut de sala de banchete și a zburat mai departe de-a lungul străzii aglomerate. Trebuie să mai intre și în magazin să cumpere ceva de mâncare pentru cină, când deodată, în spatele ei, a răsunat un glas mascul în vesel. Fată, așteptați! Arina s-a întors. Ea era urmărită de un tânăr, cu părul ud, cu ochi gris cânteietori de o bucurie neînțeleasă. Era clar unul dintre oamenii care stăteau pe verandă. Bine că în sfârșit v-am ajuns din urmă, a oftat băiatul, ajungând la Arina, sunteți sportivă. Nu, croitoreasă, a recunoscut Arina și s-a înroșit imediat, realizând cât de stupid suna. Dar băiatul a continuat deja. Abia acum v-am ajuns din urmă, ați trecut pe lângă verandă și m-a lovit ca un fulger, sunteți atât de frumoasă, încât pur și simplu nu am putut să vă las să plecați așa, fără să vă cer numărul de telefon eu, eu, a început Arina să-și inventeze un răspuns demn. Pe de o parte, să te cunoști pe stradă așa e cumva greșit. Cine știe ce fel de tip este acesta și ce intenții are? Pe de altă parte, ceva la trăgea la ea. Fie că este o zâmbet deschis, fie că sunt ochii lui gri, atenți, Arinei nu-i dorea să se despartă de el. La propria ei surpriză, băiatul, observând încurcătura interlocutorului, a venit în ajutorul ei, din nou a luat inițiativa în mâinile sale. Mă numesc Artiom, s-a prezentat el, sunt aici, la aniversarea unui prieten al tatălui meu. Un astfel de sărbătoare este atât de plictisitoare, încât îmi vine să fug. Aveți locuri aici unde să vă puteți plimba, altfel adorm deja acolo. Există, a zâmbit Arina ea s-a gândit imediat la parcul care îi plăcea atât de mult din copilărie. Artiom a privit-o pe fată într-un fel ciudat, de parcă ar fi văzut ceva incredibil, apoi a spus, ai o zâmbire fantastic de frumoasă. Acum sunt sigur că m-am îndrăgostit. Arina s-a înroșit puțin, dar i-a fost plăcut. Foarte plăcut, chiar i-au alergat fiori pe corp. Pentru prima dată, cineva o admira și o admira atât de deschis. Fata a simțit brusc că îi se învârte capul. În acea seară au mers mult prin parc, au vorbit, au râs, au glumit. Artiom s-a dovedit a fi un interlocutor foarte inteligent și, ceea ce este important, erudit. El știa atât de multe, iar mai târziu s-a dovedit că tânărul iubește să călătorească. A moștenit acest lucru de la părinții săi, care de la o vârstă fragedă l-au târât după ei în diferite țări. Arina asculta cu gura căscată de uimire. Ea însă și în viața ei nu a călătorit niciodată dincolo de regiune, dar acum îi dorea foarte mult. Arina, îți place marea? A întrebat Artiom, parcă un lucru destul de obișnuit. Nu știu, s-a înroșit din nou fata. Nu am fost niciodată acolo. A venit rândul lui Artiom să se mire. Cum adică niciodată, nici măcar în copilărie? Dar de ce? Arina a dat din numeri. Nu voia, desigur, să vorbească despre asta la prima întâlnire, dar să știe totul despre ea și să tragă singur concluzii. Și fata i-a povestit noului ei cunoscut despre cum i-a fost viața în toți acești ani. El a ascultat, fără a o întrerupe. Deci, ești pur și simplu un tânăr curajos, a spus Artiom. Lupți din toate puterile, îți dorești o viață independentă, te descurci deja singur sunt impresionat. Toate fetele pe care le cunosc de vârsta ta trăiesc sub aripa părinților lor și, probabil, nici măcar nu vor putea să-și încălzească supa singure. Doar să și pot comanda la restaurant. Iar tu ești unică. Wow! Arina credea că, după ce a aflat despre sărăcia ei, Artiom se va retrage imediat, dar se pare că era interesat de ea și mai mult. Ce ciudat! Erau puțini oameni ca el acum. Foarte bun, deschis, bun. Cum de a avut norocul să se întâlnească cu acest om interesant? Au mai mers puțin prin parc. Nu-ți face griji, n-ai să primești nimic, dar pentru că ai fugit de la aniversare, a întrebat Arina. Poate că te va supăra acolo. Oh, nu-ți face griji, a fluturat nepăsător mânartiom. Mai bine să-ți arăt marea, deși nu adevărată dar îți va plăcea cu siguranță. Dacă vrei? Desigur, vreau, a zis fata. Era curioasă ce a inventat noul ei prieten. Artioma a chemat un taxi, a spus scurt șoferului adresa și mașina s-a oprit lângă o clădire înaltă și frumoasă din centrul orașului. Arina a venit rar aici și nu cunoștea bine aceste străzi. Artiom a luat-o de mână pe fată, în timp ce inima ei a început să bată nebunește și a condus-o înăuntru prin ușile rotative din sticlă. Acesta era clar un centru de divertisment. Din toate părțile se auzeau muzică, iar pe coridoare se plimbau grupuri de oameni veseli, mulți cu copii. Unde mergem? A întrebat Arina. Vei vedea, aproape am ajuns, a răspuns Artiom, cu un ton intrigant au ajuns la niște uși înalte cu lumini colorate, pe care erau inscripție, toate de che. Cinema Artiom a cumpărat bilete de la casierie și a condus-o pe fată mai departe. În curând s-au trezit într-o sală semintunecată, destul de mică. Arăta foarte diferit de o sală de cinema obișnuită, Scaunele nu se mânau cu scaunele normale cu spătare rabatabile, ci mai degrabă cu locuri pentru astronauți într-o navă spațială, cel puțin așa le imagina Arina. Erau masive, adânci, cu brațe largi și câteva butoane. Așează-te, a indicat Artion pe unul dintre scaune. El s-a așezat pe scaunul de lângă ea. În sală a intrat un tânăr, care i-a pus Arinei niște ochelari masivi și niște căști moi fata s-a trezit în întuneric complet. Acum, acum, a spus Artiom. Mai așteaptă puțin. A auzit un clic și Arina s-a trezit brusc pe malul mării. Părea că stă întinsă pe un șezlon confortabil, în timp ce valurile șuierau. Fata s-a întors. Da, era singură pe o plajă de o frumusețe incredibilă, nisip alb și curat, palmieri înalți. Pescărușii care se strigă în cerul albastru curat fata a fost chiar uluită de realismul peisajului care i s-a deschis în ochi. Bine, imaginea și sunetele, dar de ce se simte mirosul de aer marin proaspăt? Suflarea vântului pe față este o fantezie. A fost foarte dornică să sară din șezlon și să se cufunde în valurile bâlânde și liniștite. Doar povești. Sfârșit. Arina înțelegea perfect că fără scaun, ochelari și căști, peisajul frumos nu poate exista. Nu mai bine se va bucura de priveliștile minunate și de senzația incredibilă de a fi la mare cât mai mult posibil. Dar orice bun lucru se termină cândva. Deasupra mării, dintr-o dată, s-a întunecat prea brusc crepusculul, a devenit brusc întuneric și mai rece. Și apoi, pe țărm, a căzut o întuneric totală, în care nu se putea distinge nimic. Un angajat al cinematografului s-a apropiat de Arina și a scos ochelarii. Fata s-a întors la realitate. Ceea ce a văzut a fost fața fermecată a lui Artiom. El o privea și zâmbea. Ai avut atâtea emoții scrise pe față, a spus el. Te voi duce cu siguranță la un adevărat mare. Îmi imaginez cât de fericită vei fi. Și a ținut promisiunea. Desigur, la început, Arina a refuzat un astfel de cadou scump, o excursie la un resort străin. Dar apoi, devenind mai aproape, au zburat împreună pe o insulă tropicală din Ocean, unde au petrecut cea mai fericită săptămână din viața Arinei. Fata nu se putea sătura de Ocean, rătăcea ca fermecată prin apă până la genunchi. Și a privit, a privit, a privit. Arteom o admira și o copăleșea cu complimente. Ce perioadă magică a fost! Fata nu putea înțelege atunci pentru ce îi se dădea un astfel de fericire. Și așa, după acea întâlnire întâmplătoare lângă sala de banchete, Arina și Artiom au început să se întâlnească. Băiatul era student în ultimul an la unul dintre universitățile orașului. Diploma Facultății de Economie era aproape deja în buzunarul lui. Arina a înțeles că iubitul ei provine dintr-o familie foarte bogată. Tatăl său avea o afacere, ceva legat de optică. Artiom locuia împreună cu părinții săi într-un sat de vile de prestigiu. Avea deja propria mașină. Arina nu se pricepea la mașini, dar mașina străină a tipului arăta pur și simplu luxos. Liniară, lucioasă, cu ceva oarecum prădător. Când Artiom a luat-o prima dată pe fată de la serviciu cu această mașină, colegii ei de muncă au tot interogat-o mult timp. Toată lumea încerca să înțeleagă cum Marina a reușit să-l prindă pe un astfel de chipeș și încă și un moșneac. Cuvântul moșniac nu-i plăcea deloc Arinei, i se părea că este umilitor, de parcă singura virtute a lui Artiom este averea părinților săi, iar el însuși nu contează și nu merită nimic. Dacă ar ști aceste femei cu limbile lor ascuțite, ce fel de artiom este el, inteligent, vesel, întreprinzător, iar Arina era și supărată că cunoscuții ei îi sfătuiau să nu Să rămână însărcinată de un moștenitor bogat, o asigurau, că acesta este șansa ei de a scăpa din sărăcie. Și în general, toată lumea din jur era sigură că Arina este cu artiom doar din cauza banilor. Ești o fată grozavă, a lăudat-o odată Valeria, o mamă singură de 35 de ani, una dintre colegele Arinei de la hotel. La prima vedere pare o naivă, dar s-a dovedit a fi mai vicleană decât noi, femeile experimentate. Agățată de moșneanul tău, poate vei avea noroc în viață. Arinei s-a făcut rău atunci. A vrut să-i răspundă Valeriei cu ceva ascuțit, dar nu s-a certat cu fata. Se prefacea că îi dorește bine, pur și simplu nu înțelegea nimic, asta e Valeria. Doar Ludmila credea că Arina s-a îndrăgostit cu adevărat de băiat. O cunoștea foarte bine pe prietenă și nu putea să nu observe cum se schimba vocea și expresia feței ei când menționa numele lui Artiom. Ești pur și simplu radiantă, toată zâmbești, i-a spus Ludmila. Îmi doresc foarte mult să vă fie bine. La început, fata credea că, acum, când ea și Artiom s-au găsit unul pe celălalt, viața va deveni în sfârșit fericită și fără nori. Ea se îndrăgostise și se simțea iubită. Artiom avea grijă de ea, îi aducea medicamente când Arina s-a îmbolnăvit odată, îi făcea surprize. Pur și simplu, fără motiv, îi ținea mereu ușa deschisă, o lua seara de la serviciu pe iubita lui era o senzație incredibil de plăcută să realizezi că ești atât de necesară și dragă cuiva. Dar după ceva timp, Arina a realizat că relațiile dintre fiul părinților bogați și fata săracă, fără rang și neam, nu pot fi deloc simple. Da, lor, cu Artiom, le este bine când sunt singuri, atunci pare că timpul se oprește. Dar dacă te gândești la viitor, este puțin probabil ca părinții săi să-și aprobe uniunea. Iată că chiar și cunoscuții Arinei sunt siguri că ea este o vânătoare de moștenitori bogați. Într-adevăr, ei o cunosc bine pe Arina, caracterul ei, viziunea ei asupra vieții, viziunea ei asupra lumii. Și totuși, aceeași Valeria îi sfătuiește fără încetare să ia taurul de coarne, cât timp Arina este încă proaspătă și tânără, adică atrăgătoare pentru bărbați. Ce să mai spunem de părinții lui Artiom? Cu siguranță îi vor interzice fiului lor să se întâlnească cu ea dacă aflăm despre relația lor. Și ce să mai vorbim de nuntă? Copii! Viața comună de lungă durată. Artiom nu a vorbit încă despre asta. El nu a vorbit despre asta nici măcar cu părinții săi, nici măcar cu prietenii ei. Dar Arina, în gândurile ei, deja creștea trei copii cu iubitul ei și îi gătea borș îi plăcea să fie mereu alături de el și nu putea face nimic în privința asta. După sesiunea de iarnă, la Artiom au început vacanțele la universitate, Arinei s-a dat la serviciu concediu și băiatul a decis să profite de această oportunitate. Atunci el a convins-o pe Arina să zboare pe acel minunat insulă din ocean. A spus că a găsit un loc cât mai asemănător cu cel pe care l-au văzut în ziua în care s-au întâlnit la cinema. Tânărul avea dreptate, plaja cu nisip alb și apele turcoase ale oceanului păreau într-adevăr la fel ca în film. Arinei s-a luat răsuflarea când a văzut pentru prima dată această frumusețe. A emoții pur și simplu imitoare, a spus Artiom, îmbrățișând-o pe fată și sărutând-o ușor. Îmi place atât de mult să te fac fericită. Cu mine așa ceva se întâmplă pentru prima dată și îmi place foarte mult. Arina și Artiom au mers mult și s-au bronzat, au notat în apele calde și calme, au făcut scufundări. Au mers cu catamarane și cu bărci cu pânze ușoare. Pielea Arinei, pe care bronzul se așeza mereu bine, a căpătat o nuanță frumoasă, bronz închis. Acum scăfârlia strălucitoare, pe care i-a dăruit-o cu o zi înainte de călătorie iubitului ei, îi arăta deosebit de impresionant. Nu ai italieni în familie, a întrebat într-o zi băiatul. Sau greci? Aspectul tău este atât de neobișnuit pentru regiunea centrală a Rusiei. Atât de exotic. Nici nu știu, a răspuns Arina, cu nonșalanță. Eu nu știu cine a fost tatăl meu. Ar fi interesant să afli, nu? Da, dar este imposibil, a oftat fata. Se pare că asta va rămâne pentru totdeauna un mister pentru mine după o săptămână pe o insulă tropicală, revenirea la realitatea gri a fost greu de suportat de arină. Oriunde te-ai uita, te lovești de zăpadă topită și sfărâmicioasă, amestecată cu noroi. Totul era atât de gălbui, inconfortabil, palid după culorile strălucitoare ale insulei. Orașul natal al Arinei i s-a părut cel mai plictisitor loc de pe pământ. Dar totuși, Artiom era lângă ea, iar cu el era bine peste tot. Primăvara a zburat neobservată. În relația dintre Arina și Artiom nu s-a schimbat nimic fundamental. Se întâlneau în continuare de câteva ori pe săptămână. Artiom venea mereu cu ceva nou. Odată au mers cu vaporul pe râu, altă dată au organizat un picnic pe acoperișul bibliotecii orașului, apoi au mers în aeronavă sau la cartin. Până la întâlnirea cu Artiom, Arina nu bănuia câte locuri interesante sunt în orașul lor. Fata se simțea destul de fericită. Numai că Ludmila odată a început o conversație ciudată, Arina, nu-ți se pare greșit că nu te introduce cu prietenii și rudele lui. Sunteți deja împreună de atâta timp. Nu, de ce? S-a mirat Arina. Ne este bine așa, nu? Dar dacă are intenții serioase, de ce atunci el te ascunde de toată lumea? Nu te ascunde, pur și simplu așa se întâmplă, am zburat împreună în vacanță, ce altceva mai mult. Da, dar e suspect. Asta e tot, Ludmila, a spus Arina, nu mai continua. Ști, nu voiam să-ți spun, dar doar ieri am dat peste Artiom seara. Sora mea de sora a sărbătorit un burlaci într-un club, dar știi, am spus, și iată că era acolo Artiom cu prietenii și cu o fată se sărutau. La început nici nu am crezut ochilor mei. Te-a înșelat, a afirmat cu încredere Arina. Asta a fost cu siguranță altcineva. Dificil, vederea mea este excelentă, la fel și memoria mea pentru fețe. Arina a fost supărată de conversația cu prietena ei, nu se îndoia de Artiom. Dar fata era acum nesigură pe ea însă și. Oare Ludmila îi invidiază? Este evident că Ludmila îi pare rău. La Arina a apărut un astfel de tânăr frumos, iubitor, și încă și bogat, iar ea încă este singură, stă mereu pe diete, încercând să slăbească, crede că totul este din cauza excesului de greutate. Cu viața personală, Ludmila nu este în regulă, așa că încearcă să-i umbrească fericirea Arinei. Este neplăcut, desigur, să-și umbrească fericirea cu suspiciunile ei stupide, dar este destul de logic, prietenia lor trebuie să treacă prin această încercare. Arina spera că prietena ei va depăși gelozia ei, pentru că nu voia să-și piardă această persoană. În iunie, orașul a fost cuprins de o căldură nemai întâlnită. Ieri oamenii încă se înghesuiau în vântoase, iar astăzi nu știau ce să-și scoată de pe ei ca să respire mai ușor. Arina de obicei tolerează bine temperaturile ridicate, dar iarna era mult mai rău, iar acum ceva s-a destrămat complet. Fata era mereu greață, îi durea capul și era greață. Iar Arina era copălășită de o slăbiciune incredibilă. Nu ești însărcinată, nu?" A întrebat ca o femeie cu experiență în astfel de chestiuni, Valeria. Nu, a clătinat din cap Arina. Mi-e pur și simplu rău de căldură." Totuși, Valeria a semănat îndoieli în capul Arinei. În seara aceea, fata a cumpărat un test de sarcină, care a dat imediat doi benzi strălucitoare. Fata se uita la ele și nu știa ce să creadă. Pe de o parte, îi era frică, pentru că totul arăta ca și cum s-ar fi îndrăgostit intenționat de un tip bogat pentru a se infiltra într-o familie decentă. Pe de altă parte, sufletul Arinei a devenit brusc cald și luminos. Ia și Artiom vor avea un copil, un copil adevărat, un copil mic și drăguț. Este o mare fericire! Fata deja și imagina cum se va bucura băiatul când va afla vestea, el o iubește atât de mult încât literalmente nu se poate sătura de ea. Împreună vor depăși totul. Da, probabil că va trebui să treacă prin câteva momente stânjenitoare la cunoștința cu părinții băiatului, ar fi trebuit să se întâlnească mult mai devreme. Ei bine, acum este. În aceeași seară, Arina a împărtășit vestea cu Artiom, ei stăteau într-un cafenea de pe malul râului. Băiatul avea să le comande cocktailuri, dar Arina l-a rugat să nu se grăbească cu alegerea, deoarece acum nu poate să mănânce nimic dăunător. Tu ce, ai început o dietă sau ceva? S-a mirat Artiom. De ce ai deja parametrii de Ali? Nu, Artiom, nu despre asta este vorba, pur și simplu vom avea un copil, a spus băiatul câteva secunde ca un sac cu nisip. În capul lui s-a produs o explozie, nu putea să înțeleagă sensul frazei rostite de fată. Ea a așteptat cu răbdare să-i revină darul vorbirii și să spună că se bucură, că este liniștitor, că se va bucura. În cele din urmă, va zâmb și o va îmbrățișa, deoarece curând Artiom va deveni tată. Acum vor avea o familie. Doar că Artiom a dat o reacție complet diferită. Cum s-a întâmplat asta? A întrebat Artiom. Ca și la toți, a răspuns Arina, am fost atenți, niciun remediu nu oferă o garanție de 100 de procente până la această întrebare nu mai este importantă. Artiom nu părea deloc fericit, mai degrabă din potrivă. Arina nu-l văzuse niciodată așa de furios și iritat. De la un tip întotdeauna atent și grijuliu, acum părea că emanau niște unde reci și ascuțite. Tu nu ești deloc fericită, nu-i așa? A ieșit din minți Artiom. Ca și cum nu ai înțelege, sau chiar nu înțelegi, Artiom, mă sperii, eu te sperii, asta mă îngrozești cu știrile tale șocante, tu nu ai pus tot la cale special. Inima Arinei a căzut, bine, Valeria și alți cunoscuți o bănuiau pe Artiom, dar el o cunoaște mai bine decât pe toți, cum poate spune acum așa ceva. În ochii fetei au început să curgă lacrimi, băiatul s-a mai înmuiat vizibil. Bine, ambii suntem vinovați, a spus el într-un ton conciliant, nu plânge, totul se poate rezolva. Mâine dimineață te iau și te duc într-un loc unde totul va fi făcut curat, rapid și în siguranță. Ce vor face? Nu a înțeles Arina. Cum ce, întreruperea, desigur, a răspuns Artiom. Nu am nevoie de astfel de probleme acum. Arina a clătinat din cap, se simțea vinovată în fața lui Artiom și era gata să facă tot ce îi va spune, doar ca iubitul ei să fie fericit. Arinei nu-i plăcea să devină o problemă pentru el, așa că tot copilăria și ani adolescenței se considera o povară pentru mătușa Galina. Să fie o povară atât de grea pentru persoana iubită nu era posibil. Acasă, rămasă singură, Arina și-a dat frâu liber sentimentelor, S-a aruncat pe canapea, și-a înfipt fața în pernă, și a izbucnit în plâns. Fata plângea de relația ei cu Artiom, care, desigur, nu va mai fi niciodată la fel, și de copilașul neajutorat care s-a cuibărit în inima ei. Fata știa despre sarcina ei de mai puțin de o zi, dar deja se obișnuise cu gândul că va deveni curând mamă cum de avea nevoie acum de sprijinul prietenilor ei, dar din cauza lui Artiom, s-au îndepărtat unul de celălalt, acum prietenele se vedeau aproape niciodată. Dimineața Artiom, așa cum promisese, a venit după Arina, a dus-o într-un centru medical privat. Fata nu mai fusese niciodată în astfel de spitale de lux, dar fața frumoasă nu schimba nimic. Aici Ariadnei se valua copilul și asta era foarte înfricoșător. Fata tremura când stătea pe o canapea rece, iar medicul conducea un senzor pe abdomenul ei încăplat. Artiom stătea lângă ea și o ținea de mână, o încuraja cât putea. De ciudat, dar acum atingerea și apropierea lui nu mai erau atât de plăcute pentru Arina ca înainte. Din potrivă, fata era surprinsă de ea însă și. Cum de nu observase cât de nâmfat era Artiom? un tip natural, infantil, lăudăros, și chiar acum se ocupă de autoîncântare, se uita la propria reflecție în ușa dulapului lucios. Dar ce să vă spun, spuse medicul, fără a întrerupe discursul, nu se poate face nimic. Embrionul are deja aproximativ 13-14 săptămâni. Ați ratat termenul. Arina aproape că a căzut de pe canapea de la surpriză. Dar eu nici măcar nu am avut încă întârziere, spuse ea. Asta se întâmplă în cazuri rare, ciclul se menține în primele luni. Nu sunteți prima și nu sunteți ultima. Și nu se poate face absolut nimic. Întreb Artiom cu speranță în glas. Poate există unele operații. Banii nu sunt o problemă. Plodurile sunt complet sănătoase. Pot chiar să anunț sexul. Această fată este pe deplin formată. La un astfel de termen, întreruperea sarcinii este permisă numai din motive medicale, iar acest copil este perfect sănătos. Arina a ieșit din cabinetul de ecografie cu un zâmbet strălucitor pe față. A văzut pe ecran copilul ei, capul, picioarele, brațele. Era deja un om format. Nu-i venea să creadă că sub inima ei locuia un astfel de miracol, o fetiță. După cum se pare, am adus-o de pe o insulă tropicală, a ghicit brusc Ești o femeie vicleană, zâmburât Artiom. Nu cred că nu știai de sarcină. A înșelat doctorul, iar eu nu am crezut niciunul dintre cuvintele tale. Și degeaba, pentru că e adevărat. Așa am căzut, Artiom s-a așezat neputincios pe un divan în hol și și-a acoperit fața cu mâinile. Arina a realizat cu surprindere că fetița pe care o văzuse amândoi pe monitor și care i-a dusese atâta bucurie, lui Artiom îi părea un obstacol de netrecut, ceva nedorit și destructiv. Fata s-a simțit jignită pentru fiica ei. Totul este în regulă, Artiom, ne vom despărți, nu te voi mai deranja niciodată, a spus ea. Nu te vei deranja tu, spuse rânjind băiatul. Toate le spuneți așa, știi câte astfel de povești am văzut doar că eu mă credeam mai inteligent decât ceilalți, credeam că cu mine nu se va întâmpla asta. Că nu sunt prost, va fi fica mea, doar a mea. Tu mă cunoști, nu te voi minți. Credeam că te cunosc, spuse trist Artiom. Mi se părea că ești atât de pură, atât de diferită de celelalte. Modul tău de a te bucura de fleacuri părea atât de atractiv. Celelalte sunt complet diferite, s-au plictisit deja, nimic nou, nimic interesant. Și brusc, o astfel de apariție, una la un milion. Cu tine era neobișnuit, neobișnuit. Artiom era pentru Arina centrul universului, iar ea pentru el era doar o fată neobișnuită, ceva interesant și nou. Și cu o nouă, nu plănuia nimic serios. Abia acum Arina și-a dat seama de asta. Bine, fo, dacă vrei așa, a zis Artiom, aruncând o mână. Dar tot nu te voi putea lua de soție, nici acum, nici după ce vei naște. Știind asta cu siguranță, înainte de a lua o decizie. Căci eu plec la studii în Anglia, probabil că voi rămâne în altă țară. Nu mă vei ajunge niciodată. Ești gata să fugi în străinătate din cauza mea. A zâmbit Arina. E o mare onoare, a zâmbit ușor Artiom. Asta era planificată de mult, dacă nu ar fi fost acest incident, ne-am fi mai întâlnit o lună, iar apoi aș fi plecat pentru totdeauna. Și tu ai știut asta întotdeauna. Acest curs de studii a fost planificat încă de acum trei ani. Apropo, ai o ultimă șansă. Am bani și relații, pot găsi pe cineva care să întrerupă sarcina la un astfel de termen. În loc de răspuns, Arina s-a întors și a plecat spre ieșire. Nu voia să mai stea lângă acel om îngrozitor. El tocmai văzuse pe ecran un om viu și îi oferea așa ceva. Arina mergea pe stradă și zâmbea. În ciuda tot, se simțea fericită. Ce noroc că fiica ei a reușit să se ascundă atât de mult timp. Cine știe, poate, sub influența momentului sau din teama de a rămâne singură cu copilul, Arina ar fi acceptat planul propus de Artiom, dar acum nu avea unde să se ducă și asta e pur și simplu grozav. Arina a așteptat autobuzul ei în salonul înțepenit, iar ea a vomitat din nou, dar acum fata aproape se bucura de asta, pentru că știa cauza. În ziua aceea, Arina a sunat-o pe Ludmila, i-a spus totul. Prietena a sosit imediat, a îmbrățișat-o, a promis că va fi alături de ea în momentele grele. Ea se bucura sincer că în curând pe lume va apărea veruța. Arina nu a uitat o clipă să-și numească fiica așa, în memoria mamei sale, pe care nu a cunoscut-o niciodată. Nu se poate spune că Arinei era ușor. Sarcina s-a dovedit a fi grea. Și problemele financiare o îngrijorau foarte mult. Arina își de seama perfect că nu are pe nimeni care să o ajute în acest sens și de aceea conta doar pe ea însă și, economisise salariile, lua comenzi suplimentare. În ciuda stării de rău, economiile erau totuși puțin prea puține. Într-o seară întunecată de octombrie, Ludmila a întârziat la Arina. Fetele lipeau pereții camerei cu tapet nou, se pregăteau pentru apariția bebelușului și au întârziat. A fost decis ca Ludmila să rămână la Arina peste noapte. Fetele au băut ceai, au urmărit serialul lor preferat și acum pur și simplu vorbeau despre orice, stând fiecare pe canapeaua ei. Arina împărtășea cu prietena ei temerile ei cu privire la faptul că nu are bani pentru a cumpăra un trouseau pentru bebeluș. Rog doar să nască în jumătate de lună, a spus Arina, mângând și burtica vizibil rotundă, și încă nici măcar nu există o pătuț. Vai, prietena îmi pare rău, nu te pot ajuta cu nimic, a oftat Ludmila. Tu însuți știi, eu sunt în faliment. Tu știi că sunt mereu cu tine, atât fizic cât și moral. Te rog, când se va naște Veruța, voi fi bucuroasă să mă plimb cu ea. Dar cu banii am probleme. Da, știu, a oftat Arina. Sper că într-o zi vom deveni bogate cu tine. Voi deschide propriul meu atelier, a visat Ludmila. Arătăm din nou fotografia mamei tale. Interesant, se va asemăna Veruța cu bunica ei. Arina a scos cu un zâmbet trusa prețioasă, i-a întins-o prietenei ei. Aceasta a deschis capacul și... Ce este asta?" Ludmila a scos intrusă un inel, o bijuterie din argint cu pietricele de sticlă. Costă, probabil, o grămadă de bani." Arina l-ar fi purtat cu plăcere, dar era prea mare pentru ea. E inelul mamei mele, l-a primit de la tatăl meu." Galina spune că e o bibelotă fără valoare, dar mie-mi e drag ca amintire. O bibelotă fără valoare." A întrebat Ludmila cu îndoială. Nu cred, desigur, dar nu sunt sigură. Se pare că e din aur roz și diamante. Nu, nu este, a zâmbit Arina. Tatăl meu nu era nici pe departe un prinț moștenitor, ca să-și permită să-i facă mamei mele un astfel de cadou. Nu știi nimic despre el. Cum poți fi atât de sigură? Poate că era prinț sau spărgător de bănci, cartion tău. Crezi că e scump? Arina se uita la inel, ca și cum l-ar fi văzut pentru prima dată. Nu sunt sigură o sută de procente, dar cred că înțeleg ceva despre bijuterii. Cred că ar trebui să-l verificăm. Și așa au făcut. A doua zi au mers la o bijuterie. Este aur roz și diamante de trei și doi carate, cu o execuție originală, a spus bijutierul, după ce a studiat inelul cu un monocular. Cred că este o piesă unică în felul ei. Cât valorează. A întrebat Arina, îngrijorată. Depinde de cine îl vindeți. La un amanet veți primi doar pentru greutatea metalului și a pietrelor. Un colecționar ar oferi o sumă bună pentru originalitate și exclusivitate. Bijutierul a dat niște cifre concrete, care, chiar și în cel mai rău caz, erau o avere pentru Arina. Trebuie să fie o glumă a spus ea, șocată. Atâția ani am crezut că e o bibelotă ieftină și s-a dovedit a fi atât de scumpă. E bine că Galina nu știe asta. Altfel, nu mi-ar fi dat niciodată această bijuterie. Ludmila a ajutat-o pe Arina să găsească o galerie de artă unde inelul ar fi fost vândut la prețul corect. Acolo se îndrepta Arina în acel moment. Avea o întâlnire cu un cumpărător, iar în curând în contul ei va apărea o sumă impresionantă. O să pot să mă bucur de maternitate fără să mă îngrijorez de bani timp de un an. Apoi voi vedea ce voi face. Desigur, era greu să se despartă de Inel, care însemna atât de mult pentru ea. Dar Arina nu avea de ales. Încerca să-l vadă ca pe o mână întinsă de la mama ei, care i-a venit exact în momentul în care avea nevoie de ea cel mai mult. Uimitoare coincidență! Sala de expoziție se afla într-un centru de afaceri, situat chiar peste drum. Arina se uita la clădirea înaltă și frumoasă, o masă impunătoare de sticlă, și dintr-un motiv oarecare îi inspira un fel de frică, picioarele ei nu mergeau spre trecerea de pietoni. Arina încerca să amâne momentul despărțirii de Inel, i-a fost întotdeauna drag. Nu-i nimic de făcut. Arina s-a îndreptat cu curaj spre ușile de sticlă ale clădirii. La apropierea ei, acestea s-au despărțit prietenos în direcții diferite. Arina a ajuns într-un hol spațios. Din cafeneaua din colț se auzea muzică liniștită și mirosea plăcuta cafea. La mese stăteau oameni, o scenă confortabilă. Arina s-a îndreptat direct spre lift. Sala de expoziție, așa cum a explicat Ludmila, se afla la etajul 5, cel mai de sus. Arina cu burta ei nu ar fi ajuns cu siguranță pe scări. În lift cu fata au intrat un bărbat de 40 de ani și un tânăr îmbrăcat în cămașa albă, pantalon clasici albaștri închiși și cravată. Tânărul a ieșit la etajul 3, iar cel mai în vârstă a mers cu Arina. Mai departe, fata a fost deodată interesată de profilul lui. I se părea că undeva îl văzuse deja, arăta foarte familiar un bărbat însorit, brunet, cu trăsături corecte ale feței. Poate un client al atelierului lor. Bărbatul și Arina au coborât împreună din lift, iar apoi fata a alunecat. O femeie de serviciu tocmai terminase de spălat podeaua, era netedă ca oglinda și foarte alunecoasă. În mod normal, Arina ar fi recăpătat rapid echilibrul, dar acum avea o burtă mare și grea. Ea s-a dezechilibrat și a simțit că cade direct pe podeaua dură. Inima ei s-a umplut de frică de gheață, cum va fi cu veruța, lovitura va fi direct asupra ei. Mâini puternice și de încredere au prins-o pe arina și au împiedicat tragedia. Adevărul este că geanta i-a alunecat de pe umăr și tot conținutul ei s-a împrăștiat pe podea. Dar asta este o prostie în comparație cu ceea ce ar fi putut să se întâmple acum. Fata s-a uitat înapoi, fiind susținută ferm de umeri de acel bărbat cu ochi întunecați din lift ești bine? A întrebat el. Fata a dat din cap în tăcere, era plină de recunoștință față de omul care o prinsese și încerca să-și adune gândurile pentru a-i spune cuvinte de mulțumire, dar bărbatul se aplecase deja în genunchi și aranja înapoi în geantă tot ce se împrăștiase. Unele lucruri scăpaseră departe de ea și în starea ei ar fi fost cu adevărat dificil să le adune. Vă mulțumesc din suflet, a spus fata în cele din urmă. Dacă nu erați dumneavoastră. Pușcașii nu te gândi la asta, a răspuns bărbatul. Principalul lucru este că totul a sfârșit bine. Acum trebuie să te îngrijești. Da, încă o dată vă mulțumesc. Am devenit atât de stângace în ultima vreme, dar asta se va termina în curând, a zâmbit bărbatul și dintr-o dată s-a schimbat în față, ca și cum ar fi văzut un fantomă. Arina a privit-o uimită cum culoarea îi fugea din fața lui, iar ochii deveneau din ce în ce mai mari. Fată, de unde ai asta? A spus bărbatul ridicând încet în palmă inelul. Fata a privit cu surprindere cum se schimbă fața lui, de la un zâmbet prietenos la o expresie de uimire și șoc. Un cadou a răspuns ea, dându-i din Și Arina, îmi pare rău că insist, dar cine ți l-a dat? a spus bărbatul, expresia de pe față nu lăsa niciun dubiu că răspunsul ei este foarte important pentru el. Mama a oftat Arina, iar inima i s-a strâns de dor, da, acesta era singurul lucru care îi mai rămăsese de la mama ei și acum, peste cinci minute, se va despărți de el pentru totdeauna pentru a crește fica ei, care va apărea în lume în curând. În acest caz, a spus bărbatul adunându-se brusc, luându-și pe sine și vorbind cu un ton încrezător din nou. În acest caz trebuie să vorbim. Nu te grăbești. Fata a aruncat o privire la ceas, a târnat sus. Aproape de tavan, dar mai am încă 15 minute, a spus ea. Excelent, a spus bărbatul arătând spre un colț unde se ascundea un divan în spatele unei uriașe jardiniere cu un tufiș luxuriant. Să ne așezăm. Arina s-a așezat cu plăcere pe scaunul moale după o plimbare lungă picioarele ei deja i amorțeau. Înainte astfel de distanțe era ușor de depășit, dar acum oboseala se făcea simțită foarte repede. Mă numesc Arslan, s-a prezentat bărbatul. Așa că de aici vine aspectul său strălucitor, în acest om era clar că curge sânge caucazian. Arina, s-a prezentat fata. Înțelegi? A spus bărbatul, acest inel este foarte special, a fost făcut la comandă. Eu cândva am cunoscut foarte bine persoana căreia îi aparținea și aceasta, se pare, este mama ta, cum o cheamă Vera, a răspuns Arina. Totul se întâmpla tot mai uimitor și mai uimitor, credință, dar sigur totul se potrivește. Bărbatul zâmbea, dar în ochii lui deodată. A apărut tristețea, am explicați ce se întâmplă. Da, desigur, Vera este mama ta. Îmi pare rău dacă acum greșesc, poate că este totul doar o coincidență, ea. Nu mai este. Da, a lăsat ochii în jos, Arina nu a cunoscut-o niciodată pe mamă, și timpul de la tragicul eveniment a trecut deja suficient, dar inima se strângea de fiecare dată tristă la menționarea acestui fapt trist, știți. Încă ar fi, cândva, puțin mai mult de 20 de ani în urmă, a trebuit să fug, deși mi-a rămas să stau doar puțin pentru a afla ce s-a întâmplat cu ea și Arsenia a început povestea, Arina a prins fiecare cuvânt. Totul a fost ca o poveste. Arsenie s-a născut într-o familie de afaceriști armeni, dar mama lui era rusă. În ciuda nemulțumirii părinților, a adus în casă pe fata vecinului, modestă, liniștită și foarte frumoasă, Alena. Cei mari s-au revoltat mai întâi pentru ordine, căci după obiceiurile lor pentru fiu deja era pregătită o mireasă, dar Alena le-a plăcut foarte mult, dar și Karen părea îndrăgostit și fericit. În plus, în familie creșteau mai mulți fii, așa că mireasa, pe care i-au promis lui Karen, nu va rămâne fără mire, așa că tatăl a dat binecuvântarea pentru căsătorie, dar pe adevărata Nora au acceptat-o doar atunci când în familia tânără a apărut un fiu Arsenie, asemănător simultan și la mama rusă și la tatăl armean. Băiețelul cu ochi negri a fost imediat iubit de toată familia numeroasă, așa a crescut el. Toți iubitul general și a fost foarte plăcut. Timpul a trecut, la Arseni au apărut trei surori mai mici, pe băiat, ca pe singurul fiu, se puneau mari speranțe și mai întâi trebuia să intre în căsătorie cu Maria, fica. Partenerii tatălui în afaceri, Karen, din copilărie i-a însăflat fiului cel mare că mai devreme sau mai târziu va trebui să devină soțul lui Maria, iar aici se uita la o fetiță pufoasă cu doi codite. Nu se evidenția, dar ce soție din ea, dar fata a crescut, s-a îmbunătățit, între tineri sau legat relații calde de prietenie. Ambii aveau determinat universitățile. Și atunci, în sfârșit, să devină soț și soție. Arsenie știa că așa va fi, dar Maria era mai degrabă o prietenă. Arsenie o trata ca pe o soră mai mică, iar apoi, fiind student în anul 4, Arsenie s-a îndrăgostit pentru prima dată în viață cu Vera. S-a întâlnit cu ea la una dintre petrecerile studențești. La început, a crezut că ea studiază la universitatea lor dar apoi a realizat că frumoasa cu ochi albaștri servește la un banchet, se asigură că pe mese sunt suficiente băuturi și gustări, șterge repede ce vărsă studenții, curăță rapid gunoiul. Arsenii, în loc să se distreze cu prietenii, a început pur și simplu să o ajute în tăcere. Vera a fost inițial stânjenită. Arăta incredibil de drăguț, iar apoi au vorbit și Arsenie a realizat că ea este fata visurilor sale. Îl absolut totul în ea, timbrul vocii, mimica, chiar și mirosul. De atunci, aproape că nu s-au despărțit. Tânărul dintr-o familie neputincioasă a fost foarte surprins când a aflat povestea fetei. Se pare că, la vârsta de 20 de ani, ea era deja orfană și venise cu sora ei de 17 ani din sat în oraș pentru a-și încerca norocul. În timpul zilei muncește într-o atelier de croitorie, iar seara face orice treabă posibilă, doar ca să aibă cu sora ei de mâncare. Povestea fetei l-a zguduit pe Arsenie. El a trăit mereu un belșuc și nici măcar nu-și putea imagina cum e să fie unii dintre colegii săi de vârstă. Acum îi dorea să o protejeze pe Vera, să o crotească de toate necazurile și să o facă fericită. Odată, Arsenie a decis să aibă o discuție serioasă cu tatăl său, dar acesta nu a vrut să-l asculte m-am îndrăgostit. Tatăl meu, aceasta este o fată foarte bună, îți va plăcea. Soția ta este doar Maria. Nunta este peste un an și jumătate. Dar, tată, acum nu suntem în evul mediu. Oamenii își fac propriile alegeri. Iar uite cât de repede divorțează, nimic bun nu este în asta. Karen a fost categoric. În plus, nouă și tatălui Maria ne este important să unim capitalurile, dar și să le unim, noi cumva ca elefanții și ai căzut. Fiul meu, tatăl și-a strâns prâncenele negre largi, știi că dacă ne vom căsători cu Arina, aceasta va deveni o garanție mai bună a cooperării noastre. Arsenie a cedat. Dar doar pentru a se pregăti pentru următoarea conversație, nu avea de gând să renunțe la Vera. Arsenie plănuia să o atragă în alianță pe Maria însă și. El știa că fata, care îi fusese destinată ca soție, se întâlnește în secret cu colegul ei de facultate. Acest fapt nu îi provoca gelozie, ci din potrivă, era doar fericit pentru prietena lui. Arsenie nu avea dubii că Maria va fi de partea lui. Doar că fata a refuzat categoric să vorbească cu tatăl său. Ce faci? A șoptit ea speriată când Arsenie s-a apropiat de ea cu o propunere. Tatăl știe ce îmi va face dacă află că mă întâlnesc cu Simion. Nimic, nu-ți va face nimic. Ești preferata lui, atâta timp cât îi asculți cu un singur semn, iar dacă nu face cum îi place, intră în furie. Arsenie, nu mă da de gol, te rog, a implorat fata. Băiatul a înțeles că Maria nu-i va fi de ajutor, așa că trebuia să-și inventeze un nou plan. Dar curând s-a dovedit că timpul pentru reflecție nu era deloc. Vera i-a anunțat că așteaptă un copil al lui Arsenie. În acel moment îl copăleșise o mulțime de sentimente, iar cel mai important dintre ele era bucuria. Băiatul a îmbrățișat strâns pe tânăra tulburată. I-a promis că totul va fi bine, că vor deveni o familie fericită și solidă. Dar Arsenie nu a reușit să-și țină promisiunea, iar pentru asta se chinuia încă cu sentimentul de vină. Băiatul s-a apropiat din nou de tatăl său a decis să adopte o tactică de sinceritate. Asta a funcționat întotdeauna cu părintele său strict, dar just. Cum ai putut? E un dezastru. Ochii lui Karen s-au aprins de furie. Îți dai seama în ce situație ne-ai pus, ce vor zice oamenii. Tată, când te-ai căsătorit cu mama noastră, oamenii nu păreau să fie împotriva, a reamintit Arsenie. La urma urmei, ați avut aceeași situație deloc așa. Eu aveam frați mai mici, iar tu ești singurul fiu din familie. Dar și așa mi-au spus că nu degeaba m-au avertizat să mă căsătoresc cu ai mei. Karen și-a pus mâinile în cap. Era mereu foarte emoțional, iar în această situație, starea lui era și mai rea. Dar tu o iubești pe mamă. Și ea te iubește. Trăiți fericiți, suflet la suflet. Da, dar copiii mei nu respectă tradițiile. Surorile tale se îmbracă așa că mi-e sfirele de păr. Mama le dă doar curs. Acum și tu mai ești un nonsens. Arsenia a rămas pe picioarele sale. Dacă nu-mi dai consimțământul pentru căsătorie, noi cu Vera vom fugi și tu nu mă vei mai vedea niciodată. Veți fugi. Și cu ce veți trăi, și cu un copil. Desigur, Arsenie se gândise la asta de mai multe ori. Era obișnuit cu luxul și niciodată nu lucrase nicăieri, cu excepția firmei tatălui său, dar acolo era tratat cu un respect deosebit, din motive evidente. Prin aceasta, băiatul se deosebea de Vera, care trebuia să se descurce singură peste tot. Dar Arsenie era sigur că vor face față. De foame, cel puțin, nu vor muri. Despre asta le-a declarat cu încredere tatălui său. Karen a intrat în furie. Îl înjura pe fiul său cu cuvinte urate și la menința cu moștenirea. Arsenie era pregătit pentru asta și a tăcut și a îndurat acuzațiile nedrepte. Poate că părintele va trece curând, iar mama cu siguranță va ajuta, ea este cu siguranță de partea fiului său dar văzând că nu poate să-l convingă pe băiat, care n-a decis să recurgă la măsuri dure, a negociat cu cineva de la universitate pentru a-l trimite pe Arsenie la o stagiune la Moscova. Apoi tânărul a înțeles că tatăl său a pus mâna la treabă pentru expediția sa urgentă, iar atunci a considerat că călătoria este pur și simplu o coincidență, nefericită și extrem de nedorită, deoarece plecarea s-ar însemna o lungă despărțire de vera, cum ar fi a fără el. Arsenia a vrut să refuze, dar Karenia a prezentat fiului său argumente rezonabile pentru stagiul la Moscova. Planifici să te întorci. Să te căsătorești cu o fată fără familie, fără ajutorul meu. Dacă te căsătorești cu ea, nu vei aștepta, va trebui să te descurci singur. Iar stagiul în capitală este o șansă excelentă de a găsi un loc de muncă bine plătit. Deci nu dorești să conduci afacerea tatălui tău așa că măcar găsește un unghi care este dispus să-ți plătească munca în mod decent. Care n-avea dreptate, lor cu Vera le erau cu adevărat necesare bani, așa că Arsenie a plecat la Moscova, a plecat cu inima grea. Ca și cum ar fi simțit necaz înainte de plecare, Arsenie i-a dăruit Verei un inel de logodnă, l-a comandat la o bijuterie, o bijuterie elegantă din aur roz cu diamante mari încrustate. Băiatului îi plăcea să aibă tot ce e mai bun pentru Vera. Fata nu a înțeles adevărata valoare a inelului, Arsenia a văzut asta și nu a vrut să o mai jeneze. E atât de frumos, atât de bâlând, a zâmbit Vera, examinând darul. La fel ca și tine. O slujbă interesantă, noi cunoștințe, un oraș mare, toate acestea, pentru o vreme, l-au literalmente uluit pe Arsenie, dar în fiecare seară, chiar și dacă era obosit, apela la Vera prin videoconferință. Odată, fata i s-a părut că este puțin diferită, îngrijorată, palidă, distantă. La întrebările sale, ea a răspuns monosilabic și nu l-a numit niciunul dintre acele porecle afectuoase, dintre care avea un număr mare în stoc. Ce e cu tine? a întrebat Arsenie. Vera nu a răspuns imediat. La început a încercat să se îndepărteze, chiar a încercat să schimbe subiectul conversației, dar Arsenie era persistent. În cele din urmă, fata a recunoscut, se pare că, dimineața, doi tipi au venit la ea, fata i-a descris ca niște tipi sănătoși cu fețe întunecate. Ei au amenințat și i-au ordonat să înceteze orice contact cu Arsenie, altfel, în general, băieții i-au dat de înțeles fetei că va avea parte de neplăceri. Desigur, Vera s-a speriat și nici măcar nu a vrut să accepte apelul de la Arsenie. Străinii au spus că urmăresc. La început, fata plănuia să găsească un pretext pentru a se despărți de iubitul ei, dar s-a dovedit a fi mai presus de puterile ei. Acum, după vizita acestor necunoscuți, ea avea nevoie mai mult ca niciodată de sprijinul unei persoane dragi. Nu te teme de nimic, a zâmbit Arsenie, adunând resturile de autocontrol. Este doar o glumă, o glumă nefericită, o să mă descurc. Știi că voi veni la tine mâine, imediat voi rezerva un bilet. Vera ar fi vrut să zâmbească și ea, dar arăta foarte speriată. Inima lui Arsenie s-a strâns la vederea ochilor ei pierduți și îngrijorați a iubitei sale. Era gata să facă orice pentru a-i face pe cele două lacuri albastre să strălucească din nou de fericire. După conversația cu Vera, Arsenie a sunat pe tatăl său. Aci doi tipi erau, fără îndoială, mână lui. Cum ai putut? A vrut Arsenie să vorbească calm și cu reținere, dar emoțiile au luat totuși amploare. Ce faci în general? De ce o sperii pe Vera? Realizezi că îi faci rău nu numai ei, ci și propriului tău nepot sau nepoată. Nu se știe încă al cui nepot sau nepoată este acolo, a contracarat Karen. Da, am încercat să rezolv situația. Tu pur și simplu nu înțelegi, vor trece ani și îmi vei mulțumi încă. Nu o mai atinge, auzi, nu te apropia de ea. Mâine vin și... Nu te gândi la asta, l-a întrerupt Karen. Dacă întrerup stagiul, nu ai viitor. O astfel de șansă se dă doar o dată în viață. Nu fi prost. Arsenie nu a mai ascultat, a apăsat pe butonul de oprire. Înăuntru totul fierbea de furie. Avea nevoie urgentă să iasă din patru pereți, care la păsau și intensificau neliniștea. Băiatul înțelegea că este puțin probabil să poată dormi în această seară. Arsenia a sărit în mașina închiriată, a apăsat pedala de accelerație în podea și a pornit pe o șosea deja aproape goală. În acest târziu al nopții, în urechile lui bubuia sângele, băiatul era cuprins de căldură, apoi de fric. Într-un moment, mâinile lui Arsenie au început să-i tremure și s-a întunecat în ochi, iar apoi un ciocnire, sunetul sticlei sparte. Pierzându-și cunoștința, băiatul a reușit să observe că a intrat cu viteză într-o vitrină a unui magazin de îmbrăcăminte. După ceva timp, Arsenie s-a trezit stând pe bordură, în jurul său erau câteva mașini cu girofaruri, o ambulanță și poliția. Oamenii în uniformă examinau locul accidentului. Mașina lui Arsenie a lovit vitrina la ora unu-jumătate, două din trei mașini erau în interiorul magazinului, iar una din trei ieșea pe stradă. Băiatul s-a examinat. Se pare că nu a fost rănit. Arsenie spera cu disperare că nu a lovit pe nimeni. Se înjura pentru că s-a urcat la volan în acel stat, cum a putut pune în pericol pe ceilalți așa. Tatăl său probabil are dreptate când îl numește un copil obraznic, un ticălos. Pentru acest act Arsenie a fost dus la secție, unde a fost interogat îndelung și s-au înregistrat declarațiile pe bandă. Băiatul s-a uitat la ceas și s-a gândit doar la un singur lucru: să ajungă la timp la tren. Pleca dimineața, iar mai trebuia să ajungă acasă pentru a-și cumpăra biletul. Dar Arsenie nu a fost eliberat, ci a fost plasat în arest preventiv în așteptarea procesului. Băiatul a implorat, a încercat să explice situația oamenilor în uniforme, dar desigur, nimeni nu l-a ascultat. Povestea despre o fată săracă care avea nevoie de protecția lui nu a impresionat pe nimeni. Probabil că au auzit și mai mult decât atât. În furia sa neputincioasă, atunci și-a rupt toate unghiile de la mâini, zgârindu se pe pereții celulei. Nu putea face nimic, rămânea doar speranța că tatăl său îl va scoate de aici. Iar fi putut lua cu ușurință, dar ar fi vrut să o facă după toate. Karen nu a vrut, fie că era supărat pe fiul său, fie că a decis că nu-i va face rău în scopuri educaționale. Arsenie a fost condamnat la șase luni de închisoare. Băiatul a fost de acord cu sentința. S-a comportat cu adevărat fără discernământ și era gata să suporte pediapsa, dar nu acum, pentru că în curând avea să se nască copilul lor cu Vera. Ea era acolo, singură, speriată, fără bani, fără slujbă. Din magazinul de rochi, o angajată însărcinată a fost rapid concediată. Astfel de lucrători, mai ales, nu sunt de folos nimănui. Karen a sunat uneori fiul său rătăcitor și a trimis colete. Arsenie l-a întrebat pe tatăl său despre Vera, dar a primit întotdeauna același răspuns sec, nu mă interesează această fată, a spus Karen. Arsenie nu-l vedea, dar își imagina perfect cum își strâmbă disprețuitor buzele. Au trecut două luni. Arsenie știa deja că a devenit tată. Cine s-a născut, fiu sau fică? Totul a decurs bine. Vera are destui bani pentru a trăi. Băiatul nu mai avea loc de liniște din cauza îngrijorării. În calitate de persoană care a comis o infracțiune din imprudență, Adică nu un infractor deosebit de periculos, Arsenie a fost admis la muncă în brutăria închisorii. Și a fugit, deși până la eliberare mai rămânea doar o lună, iar pentru fugase amenința cu până la câțiva ani. Iată un act atât de irațional din punct de vedere general asupra băiatului, apoi angajații coloniei s-au amuzat deschis de asta. Numai că în acel moment, lui Arsenie era deja indiferent în general, atunci puțin l-a atins. Arsenia a fugit pentru a afla ce s-a întâmplat cu Vera. Nu putea să o sune, nu putea să ajungă la gară sau la aeroport. Băiatului nu era permis, l-ar fi prins imediat. El a decis serios să ajungă din Moscova în orașul său natal pe jos. Ar fi durat cel puțin patru zile. Înainte ca Arsenie să afle ce s-a întâmplat cu Vera, a sunat la numărul spitalului de maternitate în care Vera intenționa să nască s-a prezentat ca soț care tocmai se întorsese din deplasare. Soțul a fost surprins. Și si tu nu știi nimic. Au trecut deja doi săptămâni. Nu știu, spunem te rog ce s-a întâmplat. Vera Nesterova a murit la naștere, a avut hemoragie. Nu am putut face nimic. Arsenia a simțit că pământul îi fuge de sub picioare. Pur și simplu nu se încadra în capul lui. Băiatul a verificat din nou datele verei pentru a exclude o eroare. Dar nu, medicul a confirmat din nou informațiile. Incredibil! Și copilul? A întrebat Arsenie. Acum voi clarifica. Medicul a început să caute informații în computer. Din păcate, copilul de sex masculin a murit și el, a spus în cele din urmă bărbatul. Îmi pare rău, îți exprim condoleanțe. Arsenie s-a prăbușit direct pe pământ, picioarele nu-l mai țineau, și-a acoperit fața cu mâinile. S-a izolat de acest lume, care fără Vera și fiul său nu mai era nevoie de el. În acest stat l-au găsit angajații coloniei. Arsenie nu le-a opus nicio rezistență, dar totuși l-au bătut. Fugarul le-a cauzat prea multe probleme. Băiatul a suportat în tăcere bătăile, nu simțea nicio durere fizică, pentru că sufletul lui durea mult mai tare. Se rupeau legături invizibile, dar foarte puternice cu Vera și copilul. Speranțele se prăbușeau. Se părea că viața s-a terminat. Din cauza fugii, Arsenii a trebuit să petreacă cinci ani în spatele gratiilor. Apoi a ieșit. Părinții l-au acceptat. Chiar și Karen s-a înmuiat și a cerut scuze. Capul familiei se simțea vinovat pentru tot ce se întâmplase cu fiul său și nu fără motiv. Arsenia a continuat să studieze la universitate în regim de învățământ la distanță și, desigur, s-a angajat la fabrică, la firma tatălui său. El nu dorea să muncească din principiu, apoi a plecat la Moscova. Timp de trecea, inima lui încă durea, dar dorul de vera se slăbea treptat, deși iubita îi se mai visa lui Arsenie. Bărbatul se simțea vinovat că nu a protejat-o, dacă nu s-ar fi urcat atunci la volan. Dacă ar fi fost alături de Vera în momentele grele ale ei, poate că ar fi rămas în viață. Genele și-au luat drumul. Arsenia a descoperit în sine o înclinație pentru antreprenoriat, a fondat o firmă de renovare a apartamentelor, iar afacerea a mers bine. Arsenia a devenit un antreprenor de succes, percepea munca ca pe un joc care îi aducea și bani buni. Arsenie nu s-a căsătorit niciodată, avea destule admiratoare. Se întâmplau și relații de scurtă durată, dar nu se concretizau în nimic serios. Arsenie, la 40 de ani, credea că nu ar trebui să se grăbească, că va avea timp, mai ales că nimeni nu se putea compara cu Vera. Eu mai vin uneori aici să-mi vizitez părinții, a spus Arsenie. Ei sunt în vârstă. Abia am intrat în centrul de afaceri la cererea tatălui meu. Și iată pe tine și acest inel. Greșel nu pot fi. Acesta este exact bijuteria pe care o comandasem pentru Vera, a spus Arina. Și mama ta se numea Vera, numai că eu nu înțeleg nimic. Mi s-a spus că a murit la naștere și apoi am verificat această informație când am ieșit din închisoare. Vera a murit și fiul nostru nu a putut fi salvat, a spus Arina. Cum nu a putut fi salvat fiul? a fost de acord Dar a supraviețuit fiica la mama lui Vera, s-a născut o pereche de gemeni. Arsenie a realizat ce a auzit. În acest timp, o privea pe fata care stătea în fața lui, cu atenție deosebită. Deci, rezultă că ești fica mea. Probabil. Nu probabil, ci cu siguranță. Cum de nu am observat imediat? Ești foarte asemănătoare cu surorile mele și cu mine. M-am gândit că am văzut fața ta undeva, a spus Arsenie, trecând neobservat la tu. Deodată a devenit mai apropiat și mai drac. E amuzant, mi s-a părut și mie, a zâmbit Arina și a scos din poșetă o fotografie a mamei sale, pe care o purta mereu cu ea. Vera Arsenie a privit cu tristețe vechiul portret. Vera, mulțumesc pentru fiică. Arina a deschis ochii și s-a uitat în jur. Nu se putea obișnui cu faptul că acum locuia în această frumoasă garsonieră. Tatăl ei cumpărase un apartament în același bloc în care locuia el. Erau acum vecini. Verocase zvârcoli în burtă. Nu mai avea mult loc. Curând, întâlnirea mult așteptată va avea loc. Acum nu numai Arina și prietena ei Ludmila, ci și tânărul bunic Arsenie așteaptă cu nerăbdare bebelușul tatăl a înconjurat-o pe Arina cu grijă și atenție. Fata se simțea pentru prima dată în viața ei în siguranță și foarte iubită. Prezența ei îl făcea pe Arsenie fericit. Era atât de plăcut să te simți fica tatălui tău. Acum, Arina nu mai avea nicio îndoială că totul va fi bine. Era chiar greu să te obișnuiești cu asta. Nici o frică de viitor, niciun stres, doar dragoste și acceptare și o grămadă de cadouri. Arsenie încerca să compenseze timpul pierdut și să-și răsfețe fica.